Se lucrează la documentația pentru pregătirea procedurii de licitație pentru înființarea sistemului de gaze naturale din comuna Furtățești. Edilul din localitate susține că până la finalul proiectului în toate satele va fi introdusă rețeaua de gaze. Fiind cea mai mare comună din județul Vâlcea, investiția va fi realizată pentru aproximativ 77,5 km de rețea. Mi s-a aprobat introducerea gazului metan pe 77,5 km. La ora actuală lucrăm la documentație, urmând să eliberăm autorizația și să licităm lucrările. Deci, stația de reglare, măsurare, este în satul Giulești. Este pământul nostru acum cumpărat acolo, deci din punctul Pieloica. Și după ce se execută stația de reglare, măsurare, vom pleca cu magistralele de gaz metan în toate cele 20 de sate. Deci nu va rămâne casă să nu aibă pe la poartă țeava de gaz metan. În acest proiect am prevăzut și de la stradă până la colțul casei ca tot primăria să realizeze aceste lucrări.